Vremea extremă pune în pericol sistemul energetic național. Din cauza consumului uriaș ne putem aștepta la apene de curent, avertizează Ministerul Energiei. Oficialii ne îndeamnă să utilizăm electricitatea cu responsabilitate. Să evităm, de exemplu, să spălăm rufe la mașină seara, pentru că atunci toată lumea e acasă și supra-solicită rețeaua. La Spitalul Județean Arad au fost întreruperi de curent repetate din cauza consumului ridicat de energie electrică. Sistemul informatic a fost afectat, iar climatizarea oprită. Astfel de situații se pot repeta. Îl las pe o temperatură constantă și nu-l opresc deloc. Nici măcar noaptea? Nici măcar noaptea. Temperaturile sufocante din această perioadă ne fac să ținem pornit aerul condiționat aproape 24 de ore din 24. Ieri, de exemplu, vârful de consum la nivel național a fost la ora 21 și 45 de minute. Consumăm mai mult decât producem, iar supra-solicitarea rețelei poate duce la întreruperi temporare de electricitate. Și câte ore pe zi folosiți aparatul de aer condiționat? Cam vreo 4 ore, 5 ore. Se simte la factură cu 70-80 de lei chiar. Pe 14 iulie, consumul de energie a crescut cu 45% față de aceeași zi din anul 2023, arată o analiză făcută de Energia Inteligentă. România nu reușește să-și acopere necesarul de energie electrică din producția proprie. Importurile au crescut cu 1400% față de anul trecut. Rețelele de energie electrică sunt monitorizate constant de autorități. Nu se pune problema unor avarii majore. Echipele de intervenție sunt în teren pentru ca eventualele avarii punctuale locale să fie rezolvate în cel mai scurt timp. La peste 40 de grade Celsius, panourile fotovoltaice pierd 20% din eficiență, iar energia produsă din vânt scade substanțial și producția hidro este sub cea de anul trecut. Acum, printre principalele surse de energie sunt cea nucleară, cărbunele și centralele pe gaz, iar o bună parte din necesar vine din import, cu precădere seara, la prețuri exorbitante. Produce multă energie la amiază, atunci când nu există cerere, și consumăm foarte mult, în special seara, atunci când există cerere. Toate aceste lucruri se fac cu prețuri diferențiate în funcție de cine cere și cine oferă în acel moment. Guvernul cere populației să utilizeze energia electrică cu responsabilitate. Dacă un român vrea să facă un bine, ar trebui să nu pornească mașină spălat rufe sau spălat vase sau alți consumatori în acest vârf de seară. Deci după ora 6, între ora 18 și ora 21, ar putea face acest lucru. Ce fac alte state care sunt mai avansate decât noi? Ele premiază consumatorul care are un asemenea comportament. Iar termostatele aparatelor de aer condiționat ar trebui setate la o temperatură între 24 și 26 de grade. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.